Sfântul Nicolae Velimirovici, răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi. Scrisoarea 61. Precupesului Melentie, care întreabă ce înseamnă veșnica pomenire. Te roade faptul că nu știi care este înțelesul acestor cuvinte, pe care de atâtea ori le-ai auzit și le-ai rostit deasupra celor răposați. Și bine faci că întrebi. Cu cât cunoaște omul mai bine vechea și buna noastră credință ortodoxă, cu atât o îndrăgește mai mult. Am auzit odată cumva pe cineva, într-o cuvântare funebră strigând, veșnică să-ți fie pomenirea pe pământ. Am fost mirat de această greșită interpretare a credinței noastre. Oare poate fi ceva veșnic pe pământ, unde totul trece grabnic ca o nuntă? Cu adevărat de tot nimic bine dorim noi răposatului când îi dorim să-i fie veșnică pomenirea în toată această lume care se va sfârși ea însăși. Să zicem însă că numele cuiva se pomenește pe pământ până la sfârșitul veacurilor. Ce folos are omul din aceasta dacă pomenirea lui este uitată în ceruri? Drept este să credem că îi dorim răposatului să-i se pomenească veșnic numele în veșnicie, în veșnica împărăție și în împărăția lui Dumnezeu. Acesta e tâlcul cuvintelor veșnică pomenire. Ucenicii lui Hristos s-au lăudat odată învățătorului lor zicând, Doamne, și dracii se supun nouă în numele Tău. Iar Domnul le-a răspuns și le-a zis, să nu se bucură de asta, ci le-a zis, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri, adică deoarece sunt știute și amintite și pomenite în cerească împărăția luminii și a vieții. În Sfânta Scriptură se spune adeseori cum vor fi scrise numele dreptilor în cartea celor vii, în timp ce numele păcătoșilor vor fi șterse și date uitării. Din pilda bogatului și săracului Lazar vedem că Domnul rostește numele lui Lazar cu preacurata sa gură, în timp ce trece sub tăcere numele bogatului nedrept. Asta înseamnă că Lazar a intrat în împărăția cerurilor și a dobândit veșnică pomenire și viață veșnică, iar păcătosul bogătaș a pierdut și împărăția și viața și numele. În dumnezeiască învățătură, numele este adeseori identificat cu omul. Într-un loc din Apocalipsă se spune, și-au murit în acel cutremur nume de oameni 7000. Apocalipsa 11:13. Prin cutremur trebuie să înțelegem marile ispite la care fiind supuși oamenii, 7000 dintre ei au căzut de la Hristos și și-au pierdut sufletele. Aceasta înseamnă că nu au pierit doar trupurile lor, aceasta are puțină însemnătate, ci sufletele și numele. Numele lor au fost nimicite în veșnicie și șterse din cartea celor vii. Cine dorește pomenire fără de moarte în veșnicie, Evanghelie lucru dorește. Dar cine dorește nume fără de moarte pe pământ, deșert lucru dorește. Să știi că mulți sunt cei care, petrecându-și această viață fără să se audă de ei și fără să fie băgați în seamă, au dobândit nume fără de moarte în cealaltă lume și mai presus de moarte și de schimbare. Cugetă la aceasta, frate Melentie, și Dumnezeu îți va descoperi și mai multe. Iar când vei auzi de moartea mea, spune la rugăciune veșnica lui pomenire. Pace ție și sănătate de la Domnul. Scrisoarea 62-a unui monah aghiorit despre apărătoarea Sfântului Munte. De ce vă plângeți voi atoniții și de ce sunt mâhnite sufletele voastre? Vă strântorează oamenii, priviți la pinii de pe Athos, cum sunt înalți și drept și netezi, tocmai acolo unde sunt strântorați mai mult. Voi cunoașteți adevărul și din adevăr aveți adevărata libertate lăuntrică. Și din adevăr și libertate vine seninătatea sufletului. Din seninătate izvorăște bucuria. Voi ați fost purtători de bucurie și semănători de mângâiere în Balcani, vreme de multe veacuri. Și acum voi căutați doare mângâiere de la noi, care trăim în mrejele lumii. Întreaga lume nu vă poate da nicio fărâme de mângâiere, pe care vă dă nemuritoarea voastră împărăteasă, cea din tâi fica împăratului, Maica Domnului. Toate numeroasele ei numiri ale icoanelor ei înseamnă bucurie și mângâiere. Știți cum Domnul le-a prezis apostolilor, în lume necazuri veți avea. Ce altceva au fost apostolii decât asceți călători?
Întreaga lume a fost mănăstirea lor, dar în această mare mănăstire fiecare dintre ei au avut câte o chilie în care lumea cu zmintele și viforile ei nu a putut intra. În lăuntru inimilor lor, ca în niște chilii zăvorâte, ei păstrau adevărul și libertatea, seninătatea și bucuria. În aceste chilii ascunse, sufletele lor se întâlneau cu Duhul lui Dumnezeu, cel de viață făcător. De aceea și puteau să țină piept, fără să se teamă, pentru necatul câmp de luptă al lumii și ca niște raze luminoase să strălucească prin adevăr și prin bucurie. Iar voi sunteți în Sfântul Munte, ca într-un liman lin față de lume. Deși nu vă mișcați din acel loc, lumina adevărului vostru și mireazma rugăcinilor voastre se simte în lume. Sunteți cintuiți de stânca care se numește Sfântul Munte ca stâlnicii de stâlp. Adevărat, toți sunteți niște stâlnici. Dacă furtunile lumești vă lovesc și lovesc câteodată stâlpul vostru, oare de ce să vă temeți? Priviți cum se lovesc cu urlet de Athos talazurile albe ale mării și iarăși fug disipite înapoi. Arhișderea și neputincioasele talazuri ale răutății omenești stropesc sfintele voastre mănăstiri, dar se întorc rușinate în albia lor. Cu toiagul ei puternic le pune pe fugă odighitria. Când oamenii vă strântorează și nu vă dau pace, nu vă uitați la oameni, ci la ea, la preacurata voastră doamnă și apărătoare. Ea știe să se răfuiască cu toți vrăjmașii stăpânirii sale, ai moștenirii sale. Ați citit cum ea în vremuri străvechi i-a pedesit cuplit pe cei ce au năvălit asupra Sfântului Munte. Vă amintiți cum v-a acoperit ea cu acoperământul său în vremea războiului mondial, cu mai multă grijă decât rândunica pe puii săi? Și oare oamenii sunt într-adevăr niște vrăjmași atât de înfricoșători ca să vă temeți de ei? Iarbă și cenușă sunt în fața duhurilor răutății cele de sub cer, cu care voi bine înarmați aveți să vă lupta. Și de vreme ce stăpâna voastră vă mântuiește de dracii cei cumpliți, care nu dor nici de cum, cum să nu vă mântuiască de nimicnicia răutății omenești? La voi s-a gândit prorocul când a prezis: aduceți-vă împăratului fecioare în urma ei. Ea este prima fiică a împăratului, iar sufletele voastre sunt fecioare care urmează ei până la tronul împărăției cerurilor, până la tronul împăratului împăraților. Mâna ei vă călăuzește, veșmântul ei vă acoperă, ochii ei vă privesc, dragostea ei vă încălzește, pilda ei vă îmbărbătează. Ferice de voi, neobosiți slăvitori al lui Dumnezeu! Ferice de voi, cetățeni aleși ai statului născătoare de Dumnezeu! Ea nu cere de la voi niciun fel de impozit, ci cere doar 3 bani de aur curățit în foc. Primul e curăția feciorelnică, al doilea e smerenia feciorelnică, al treilea e ascultarea feciorelnică. Pentru aceste 3 daruri feciorelnice, ea făgăduiește să vă înalțe de pe acest munte sfânt pământesc în Sfântul Munte cel Ceresc. De ce vă plângeți așadar, voi atoniții? Și de ce sunt mâgnite sufletele voastre? De la Dumnezeu pace vouă și binecuvântare! Scrisoarea 63-a unei sârbaice care întreabă de ce o slăvesc rușii atât de mult pe Maica Domnului. Dar ce sârbi n-o slăvesc și grecii și bulgarii și românii? Cele mai multe dintre titoriile noastre împărătești sunt închinate numelui Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Hilandarul, model al multor titorii, și mărgăritarul de mare preț între acestea, slăvește aducerea ei în biserică. Așadar, Sfântul Sava a închinat hilandarul numelui Maicii Domnului. Ați fost la Savina, în primorie, să vedeți acolo icoana Preasfintei Născătoare Dumnezeu Fecioare, acoperită de salbe de aur și de bijuterii și de medalii. Tot pieptul este acoperit de decorații ca la un comandant de oaste. Aceasta e recunoaștere de către popor a faptului că ea poartă război împotriva răului și biruie răul în lume. Ai fost fiica Serbiei în ceainice, care nu este cunoscută prin altceva decât prin Maica lui Dumnezeu. Icoana ei făcătoare de minuni de la ceainice e cunoscută în toată Bosnia și Herțegovina și deținuturile îndepărtate. Să vezi și cinstirea și minunarea și suspinarea de pocăință și recunoscătoarea mărire de câte mile de închinători
înaintea Maicii Domnului la ceainice și să auzi minunatele povestiri despre milele și darurile ei pe care le revărsa și le revarsă peste oameni. Însă asemenea povestiri poți auzi și la Peci, și la Ohrida, și la Prileb, și în toată întinderea Balcanilor, de la Marea Albastră, Adriatica, traducerea noastră, până la Marea Neagră. Dintre toate rugăciunile din gura sârbilor, nu este cea mai des întâlnită aceasta, să ajute Dumnezeu și Maica Domnului. Cinstirea născătoare de Dumnezeu e rădăcinată în sufletul cele mai bune intelectualități a poporului. Când cel mai mare cântăreț al nostru de muzică populară, Vladi Carade, era pe moarte, a cerut icoana Preasfinței Născătoare Dumnezeu de la mănăstirea Cetinie și a început să plângă deasupra ei. A sărutat-o și a strigat: Preasfântă Născătoare Dumnezeu, mântuiește-mă! Încât privește faptul că frații noștri ruși o cinstesc așa de deosebit pe Născătoare de Dumnezeu, cred eu că este și o pricină aparte pe lângă toate cele pe care le avem noi. Și anume, rușii au simțit de multe ori ajutorul ei în evenimente hotărătoare asupra istoriei și a statului și bisericilor. Astfel, când gnejii păgâni Ascol și Dir au mers să jefuiască la Constantinopol, de jefuit n-au jefuit, însă botezul l-au primit. Când au ajuns pe neașteptate cu corăbile lângă Constantinopol, creștinii s-au speriat foarte tare și au fugit în biserică pentru a chema ajutorul lui Dumnezeu. Atunci, Sfântul Patriarh Fotie a scos icoana Născătoarei de Dumnezeu și a purtat-o în procesiune pe lângă mare și a băgat-o în mare. Dintr-o dată, marea s-a înviforat și s-au scufundat corăbile rusești. Ascol și Dir de-abia au ajuns la țărm și, dându-și seama de la cine venise furtuna neașteptată de pe mare și izbăvirea cetății împărătești, s-au botezat amândoi și s-au întors în Rusia botezați. Când a fost zidită lavra peștilor din Kiev, vata creștinismului rusesc, Născătoare de Dumnezeu arăta limpede ajutorul său minunat, atât la clădire cât și la zugrăvirea icoanelor pentru mănăstire. Icoana Vladimirskaya a Maicii Domnului este slăvită în Rusia de 3 ori pe an. 3 slave pentru 3 mari izbânzi pe care rușii le-au câștigat asupra tătarilor, având icoana ca standard, când în vremea eliberării lor definitive de sub tătari, țarul Ioan al III-lea a mers cu această icoană asupra împiratorilor poporului rus. Pe râul Ugra, cele 2 oștiri au stat față în față pe cele 2 maluri mai bine de 1 lună. Stăteau doar, fără să se lupte. În cele din urmă, când rușii au înălțat icoana și au început să cânte un imn Născătoare de Dumnezeu, tătarii au dat repede dosul și au fugit. Și astfel, libertatea a fost dobândită de către ruși fără nicio picătură de sânge. Totul cu ajutorul Preasfinței Născătoare Dumnezeu. Aceste faimoase evenimente, precum și altele, în care Maica Domnului a luat parte în chip hotărător, sunt înscrise adânc în sufletul poporului rus și simțământul de recunoștință s-a transmis din generație în generație. Pace ție și milă de la Domnul! Scrisoarea 64. Pictorul Pavle, care întreabă după ce se cunoaște icoana ortodoxă a Maicii Domnului. Mi-ai pus lângă scrisoare o imagine cu o femeie răspândită în popor sub numele Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Imaginea înfățișează o femeie tânără, veselă, cu părul revăsat pe umeri, cu fața durdulie, cu buzele rumenite, cu hainele pestrițe, fără prunc în brațe. Ai văzut și singur că este o imagine neortodoxă a Maicii Domnului și întrebi: după ce poate omul să recunoască o icoană ortodoxă a ei? Icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului se recunosc mai întâi, mai degrabă după cele 3 stele, una pe frunte, una pe umărul drept și a 3-a pe umărul stâng. Aceste 3 stele simbolizează fecioria Maicii Domnului înainte de naștere, în naștere și după naștere. După aceea, culorile veșmintelor. Ca regulă, veșmântul Maicii Domnului se zugrăvește în 3 culori principale, în auriu, în roșu și în albastru. Haina de dedesubt este albastră, cea de deasupra roșie, amândouă întrețesute, țesute și împodobite cu aur. Culoarea aurie simbolizează nemurirea, cea roșie slava și domnia, iar cea albastră cerurile, ceea ce înseamnă înveșmântată în slavă nemuritoare din ceruri este ea, cea oarecând pătimitoare
și roabă a Domnului pe pământ. Fața Preasfintei Născătoare de Dumnezeu nu este niciodată în iconele ortodoxe plină și rotundă, ci prelungă și destul de strasă, ochii mari, gânditori, tristețe alină, gata de un surâs mângâietor, tristețe pentru nefericirea lumii și surâs pentru nădejdea în Dumnezeu mângâietorul. Însă atât tristețea cât și surâsul Maicii Domnului sunt reținute. Totul este reținut, este supus Duhului. Este chipul unei biruitoare care a trăit toate amărăciunile durerii și ale restriștei pe pământ și poate să ajute celor ce se luptă cu durerea și restriștea. Părul ei este întotdeauna acoperit cu totul. Chipul Născătoarei de Dumnezeu nu apare nici când luminat de o frumusețe firească. E în așa fel încât alungă orice gând trupesc. El este de o frumusețe mai presus de fire, care nu se arată al minter decât prin sfințenie și întoarce gândul privitorului către înalta realitate duhovnicească și frumusețea sufletului. Capul Maicii Domnului este plecat lin către pruncul Hristos pe care îl ține la piept. Această lină a plecare arată supunerea ei în toate față de voia lui Dumnezeu, pe care a arătat-o cândva și în cuvinte binevestitorului Gavril Arhanghelul, zicând: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și mai înseamnă cunoașterea faptului că cel pe care îl ține în brațe este mai mare decât ea. În icoanele ortodoxe, Maica Domnului e zugrăvită rar fără pruncul Iisus, iar atunci când e zugrăvită singură, este concepută de către iconar ca Maica Durerii, sub cruce, cu mâinile încrucișate, cu capul plecat, câteodată cu săbii simbolice îndreptate spre inima ei. Dar inima ei nu este zugrăvită niciodată, nu se vede. Cel mai des întâlnită este icoana cu Fiul în brațe. Ea s-a arătat în lume pentru Fiul ei. Misiunea ei în lume a fost Fiul ei. Ca nimeni să nu vadă în ea femeia, ci întotdeauna și pentru totdeauna mama. Ea reprezintă cea mai înaltă, mai curată și mai sfântă maternitate, de la un cap până la celălalt a timpului. Ea este Maica Domnului nostru Iisus Hristos, dar e și mama noastră, mângâietoarea noastră, gramnica noastră ajutătoare. Ea să-ți fie și ție întotdeauna mângâiere și ajutor. Scrisoarea 65-a. Unei învățătoare despre arătarea Maicii Domnului. Înscrieți cu entuziasm cum vi s-a arătat Maica Domnului și cum v-ați îndreptat acum pe calea de nădejde a credinței. Fetița dumneavoastră zăcea cu febră puternică. Ați convocat un consiliu de doctori. Aceștia au examinat-o pe fată și s-au retras ca să se sfătuiască. Dumneavoastră trăgeați cu urechea, înfiorată la convorbirea lor. Unul dintre ei a spus că ar fi salvator dacă bolnava ar transpira. Ceilalți considerau că este prea târziu. De deznădejde dumneavoastră vă frângeați mâinile și plângeați. Deasupra patului copilei atârna icoana Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Până atunci priveați acea icoană mai mult ca pe o podoabă decât ca pe ceva de trebuință casei. Însă în acel ceas al deznădejdii ați îngenunchiat și dintr-o dată înaintea icoanei cu glasul sugrumat a spâns și a strigat către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu: O Preasfântă Maica lui Dumnezeu, Tu vezi durerea mea, Tu știi, mama mamilor, cum e să ai un singur copil și să-l pierzi. Și Tu l-ai văzut pe singurul Tău copil pe cruce. Mă rog ție, milostivește-te de mine păcătoasă și ajută-mă. Numai la Tine nădăjduiesc acum. S-a terminat cu nădejdea mea în oameni. Lumea întreagă nu poate să-mi ajute. Numai tu prea scumpă Născătoare de Dumnezeu, poți dacă vrei. Oare o singură mamă amărât ai mângâiat tu? Mângâie-mă și pe mine, o prea sfântă precistă. Și după o îndelungată rugă și suspinare, ați privit la icoană și ați văzut lacrimi în ochii Maicii Domnului, a prea sfinte Născătoare de Dumnezeu. La scurtă vreme, după aceea, v-ați dus la fica dumneavoastră și iată, era tot apă de transpirație. În dimineața următoare s-a ridicat și a mâncat și în scurt timp s-a însănătoșit de plin. Mulțumiri Sfintei Născătoare de Dumnezeu, mulțumiri și dumneavoastră pentru această înștiințare. Credința noastră este întemeiată pe experiență, nu pe cugetările și teoriile din capul propriu. Și pentru mine această trăire a dumneavoastră este deosebit de prețioasă. La noi s-a întâmplat iarna trecută următorul lucru. Fetița unei văduve sărace s-a îmbolnăvit grav.
O lună de zile nu a știut de ea, nici nu a scos vreun cuvânt. Toată nădejdea era pierdută. Și mama, întristată, începuse să împrumute bani, să cumpere lucruri de mormântare. Într-o seară ședea mama lângă patul fiicei și plângea încetişor. Dintr-o dată, fetița, fără să deschidă ochii, a deschis gura și a vorbit. Nu plânge, mămico, mai bine du-mă mâine la Caliște și o să mă fac bine. Așa mi-a spus mama mea din ceruri, care e aici lângă mine. Mama, uimită, s-a cutremurat. A doua zi de dimineață a dus-o pe fetiță la mănăstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Caliște și a adus-o de acolo sănătoasă. Dar numai una, două sau trei sau zece sunt întâmplările de acest fel. Nu este număr nici sfârșit arătărilor și facerilor de bine ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Sfântul Serafim de Sarov, răposat acum 200 de ani, mărturisea că Născătoarea de Dumnezeu s-a arătat în persoană de 6 ori în viața lui. Și dacă tot acest popor tăcut care privește aceste arătări cerești ca pe o taină scumpă și dulce a sa, a deschide gura și a spune ceea ce știe, pământul s-ar umple de mirare. Credeți-mă, când om ajunge să cunoască lucrările și arătările lumii cerești, în viața noastră pământească, simte că a intrat în împărăția necuprinsă și necercetată a realității cele mai minunate. Într-o acest întuneric, pentru ochii noștri trupești, poate intra sufletul nostru doar cu făcliile aprinsele credinței și ale dragostei, după minunatul cuvânt al Sfântului Apostol Pavel. Ca să locuiască Hristos prin credință în inimile voastre, ca într-o dragoste fiind înrădăcinați și întemeiați, să puteți cunoaște împreună cu toți sfinții ce este lățimea, lungimea, adâncul și înălțimea dragostei de Dumnezeu. Efeseni, capitolul 3. Iar dumneavoastră dați mulțumită lui Dumnezeu și Maicii Domnului că v-a deschis vederea pentru împărăția duhovnicească și nu orbiți prin păcat și nepăsare. Dumnezeu să vă fie întotdeauna într-ajutor. Scrisoarea 66. Funcționarului Iovan despre cele mai mari trei lucruri în viață. Mi-ai pus trei întrebări și anume, care este cel mai mare gând vrednic de om? Care este cea mai mare grijă vrednică de om? Și care este cea mai mare așteptare vrednică de om? Răspuns, a se gândi la purtarea de grijă a lui Dumnezeu în viața omenească e cel mai mare gând vrednic de om. A se îngriji de mântuirea sufletului lui e cea mai mare grijă vrednică de om. A aștepta moartea e cea mai mare așteptare vrednică de om. Cum trebuie să vă gândiți la purtarea de grijă a lui Dumnezeu în viața omenească? Trebuie să luați ca măsură legea morală a lui Dumnezeu. Urmând acestei măsuri, să priviți ce se întâmplă în viețile oamenilor pe care îi cunoașteți și cu care sunteți în legătură. Aceasta nu este un lucru totdeauna ușor, fiindcă pricinile sunt uneori îndepărtate și ascunse în trecutul îndepărtat al unui om, iar alteori se pot afla numai în viața părinților. Mărturisirea creștină se întemeiază pe descoperirea acestor pricini. Salmistul grăiește către Dumnezeu. La poruncile tale voi cugeta și voi cunoaște căile tale, că am iubit legea ta, Doamne, ea pururea cugetarea mea este. Fiindcă poruncile Domnului sunt temelia a tot ce se întâmplă fiilor lui Adam și legea Domnului este lumina ce luminează ceea ce se întâmplă cuiva. Cum trebuie să vă îngrijiți de mântuirea sufletului? Ca să nu vă mai înșir, citiți Evanghelia și întrebați biserica. Omul n-are mai bun ca sufletul pe această lume. Și tocmai acest cel mai mare bun este singurul pe care îl poate scăpa de pieire și de moarte. Tot restul care nu e om, ci al omului, dintre cele care le prețuiește și le păstrează omul, fără putință de scăpare, piere și moare. Sufletul omului care este în ochii lui Dumnezeu e un lucru mai de preț decât întreaga lume materială. Aceasta după cuvântul lui Hristos care zice: ce-i va folosi omului dacă va dobândi întreaga lume și sufletul său îl va pierde? Așadar, nu poate fi grijă mai vrednică de om ca grija mântuirii sufletului său.
Cum trebuie așteptată moartea? Ca ostașul la război sau ca elevul care se pregătește cu grijă, așteptând în orice clipă ca profesorul să-l cheme la ascultat. De neîncetata pomenire a clipei morții, ne amintim Mântuitorul în pilda sa despre bogatul ușuratic care făcea hambare noi și se pregătea să o ducă bine multă vreme pe pământ. Dar i s-a zis pe neașteptate: nebunule, în această noapte vor smulge de la tine sufletul tău, iar cele ce le-ai pregătit, ale cui vor fi? De ce e gândul la purtarea de grijă a lui Dumnezeu în viața oamenilor cel mai mare gând vrednic de om? Fiindcă el aduce omului înțelepciunea și fericirea. De ce e grija pentru mântuirea sufletului cea mai mare grijă vrednică de om? Fiindcă sufletul e cel mai bun de pe pământ și e firesc ca celui mai mare bun să fie întrebuințată și închinată cea mai mare grijă. De ce așteptarea morții e cea mai vrednică așteptare pentru om? Fiindcă așteptarea morții curăță conștiința și dă omului un imbold spre toată fapta bună. Când un oarecare om vrednic și bun a fost întrebat ce l-a împins mai mult în viață la osteneală și bună rânduială, el a răspuns: moartea, că cugetarea neîncetată la moarte. Aceste trei lucruri nu se pot băga în seamă la animale. Ele sunt proprii numai omului și încă celui mai înalt tip de om. Tot restul este comun omului și dobitocului. De la Dumnezeu pace dumneavoastră și binecuvântare. Scrisoarea 67 unei pensionare care se plânge de moda de îmbrăcăminte. Scrieți că ați fi putut trăi, dumneavoastră și cele trei fiice ale dumneavoastră, din pensia modestă pe care o primiți ca văduvă de ofițer superior. Însă totul se duce pe modă. Fiicele s-au rupt de sub stăpânirea dumneavoastră cea bună și au trecut sub stăpânirea aspră a modei. În zadar le sfătuiți, le explicați și le rugați. Ele o țin una și bună. Ce știi tu, mamă? E vorba de cultură, de educație, de gust. Ce să facem noi nota aparte între fete? Și vorbind astfel, cer în fiecare primăvară și în fiecare toamnă haine noi după modă. În casă mizerie și sărăcie. Casa n-a mai fost zugrăvită de multă vreme. Mobila e uzată, vasele sunt ciobite. Lenjeria de pat, numai zdrențe. Masa sărăcăcioasă, când prânziți, nu cinați. Pentru toate acestea nu sunt bani, dar pentru îmbrăcăminte, la modă, pentru stradă, trebuie să fie. Vai, moda și strada v-a răpit întâietatea în casă. Mă întrebați ce să faceți. În Macedonia v-ar fi spus toți, rugați-vă lui Dumnezeu să le dea fiicelor Duhul cel Bun. Pe lângă rugăciune continuați să le sfătuiți. N-au decât să-și bată joc, dumneavoastră vorbiți-le. Cuvintele adevărului trebuie odată și odată să se mizlească și să aducă rod. Dumnezeu aude și vede la vremea sa, el va repeta învățăturile dumneavoastră fiicelor numai că într-un fel mai aspru. Fiindcă atât Biblia cât și experiența noastră ne dau mărturie că Dumnezeu rare ori pedepsește ceva atât de aspru cum pedepsește necinstirea părinților. Spuneți-le fiicelor dumneavoastră că îmbrăcămintea la modă din vremea noastră nu e nici de cum vreo cerință a culturii sau a educației sau a gustului, ci numai o cerință a comerțului. Cei care inventează moda și o impun lumii credule gândesc exclusiv la bani. În această munculiță negustorească a lor, nu se gândesc la cultură și la educație, nici cât broasca la stele. Sunt obișnuiți barbari ai marilor orașe care prin viclenie ajung la bani. Ei iau agenții lor, desenatori, fotografi, subtil cunoscători ai patimilor și slăbiciunilor omenești. Pentru bani, aceștia le confecționează noi și noi croieri de îmbrăcăminte feminină. Când duhul epuizat până la atrofiere, le inventează noi mode, ei au început în zilele noastre să impună lumii feminine o croială a hainelor, care sfidează cele mai obișnuite concepții de cuvință și de rușine, precum și simplele reguli de igienă și de menaj. Dar ce-i doare pe ei de morala lumii și de caracterul oamenilor și de sfiala fecioarelor și de sănătatea nației și de pensia mică a mamei?
banii și numai banii. Acesta e imboldul și scopul creatorilor de modă, a acestor negustori și al armatei de agenți ai lor. Mai spuneți fiicelor dumneavoastră că acești arhinegustori ai modei își anunță noile invenții sub deviza culturii, a educației, a frumuseții și a gustului, râzând în sinea lor și gândindu-se numai la bani. Aceste mari cuvinte, care se rosteau cândva în Europa cu respect, le slujesc ca banală marcă comercială pe marfa de vânzare, de pildă ca șarpele de pe sticlele de otravă sau ca buldogul de pe gramafoane sau precum cămila de pe pachetele de ceai. Cândva cursele europene dădeau exemplu și model în privința îmbrăcăminții, neavându-se în vedere atunci nici banii, ci tocmai ceea ce sună acum atât de fals în gura fiicelor dumneavoastră. Dar astăzi, din păcate, și cursele s-au supus tiraniei modei pe care o impun dughenele unde se fac bani. Adevărata îmbrăcăminte de curte, îmbrăcămintea domnească, se mai vede și astăzi la vrednicul nostru popor, mai ales în Macedonia și Montenegru. O americană profesoară a fost nu de mult la Cetinie și mi-a povestit cum a organizat un ceai în cinstea ei, o societate de femei. Montenegrencele s-au arătat la ceai în portul lor popular, iar americanca în hainele ei la modă. Mi-a fost o rușine grozavă, zice, arătam ca țiganca între părătese. Le mai puteți citi fiicelor dumneavoastră amenințarea prorocului Isaia către evreicele iubitoare de modă, amenințare care în timp s-a adeverit, Isaia 3:16-24. De la Dumnezeu pace și sănătate dumneavoastră. Scrisoarea 68-a. Frăției Sfântului Ilie despre un semănător de neghină. Îmi aduceți la cunoștință că a venit într-un voi un tânăr cu o nouă credință. Vă spune totul împotrivă. Împotriva bisericii, împotriva sfinților, a icoanelor, a crucelor, a slavelor și mai ales este înverșunat împotriva preasfintei născătoare de Dumnezeu. Merge din casă în casă, din prăvălie în prăvălie și împarte gratis cărți și reviste în care este scris tot ce îl spune prin viu grai. Aceleași hule împotriva dreptei credințe. A venit, zice, din America și vrea să vă lumineze. Mai zice că toată America crede la fel. Nu vrea să spună de care sectă ține, dar că este sectant și eretic v-ați încredințat singuri. Să nu vă vorbesc eu, fraților, să vă vorbească Apostolul lui Dumnezeu. Iată ce poruncește Sfântul Apostol Pavel. De omul eretic să te depărtezi, fiindcă, spune el, unul ca acesta s-a stricat și păcătuiește fiind singur de sine osândit. Tit 3:10-11. Iar Sfântul Petru îi numește pe unii ca aceștia învățători mincinoși, prezicând arătarea lor în lume. Și între voi vor fi învățători mincinoși care vor băga eresuri de pierzare, grăind cuvinte trufașe și amăgitoare. 2 Petru 2. Înainte văzătorul evanghelist Ioan amintește, iubiților, nu credeți orice duh, ci încercați duhurile de sunt de la Dumnezeu, că mulți proroci au ieșit în lume. 1 Ioan 4. Iar din partea mea vă spun, fraților, cuvinte mincinoase rostește acest tânăr când spune că toată America ține credința lui. Minciuna lui este ca și neghina. El este semănător de neghină. În America este și Biserica Ortodoxă, cu multe biserici, preoți, cu episcop. Este poporul nostru ortodox, frații noștri după credință ortodoxă, ruși, sârbi, bulgari, greci, români, albanezi, sirieni, pretutindeni sub povara chinuitoare a muncii grele, iar acum sub una și mai chinuitoare a lipsei oricărui loc de muncă, ei știm minunat credința și își păstrează cu luarea minte sufletul de semănătorii de neghină. Și de vreme ce acești sectanți n-au izbutit să întoarcă de la ortodoxie pe frații noștri din America, și-a trimis agenții în Balcani, ca prin banii lor nebinecuvântați și prin cărțile lor gratuite să cumpere sufletele noastre. Noi nu ne-am vândut turcilor prin ranguri și moșii și o să ne vindem negustorilor americani pe dolari? Nu este obiceiul nostru să dăm credința pe un blid de linte. Noi, cu credința noastră, călătorim prin această viață de 1000 de ani. Noi am dat pentru ea sânge și ea ne-a dat nouă duh.
Noi am încercat-o și am aflat că este adevărată, dulce și aducătoare de mântuire. Sfinții noștri sunt vii. Până în ziua de astăzi se arată vii prin numeroase semne și minuni. Puterea electricității coboară prin conductori. Puterea lui Dumnezeu se coboară prin sfinți. Părintelui îi place, Părintelui Ceresc. Îi place să se prostrăvească pe fiii săi iubiți, arătându-și prin ei puterea. Puterea și ajutorul bineplăcuților lui Dumnezeu, sfinții, nu am simțit-o numai noi creștinii, ci și musulmanii. Ortodoxia se află astăzi între două unilarități. Pe de o parte sunt musulmanii care recunosc puterea credinței noastre, dar nu recunosc cartea credinței noastre. De cealaltă parte, care sunt scornitorii apuseni de credințe noi, eretice, care recunosc cartea, însă nu recunosc puterea credinței noastre. Deci pe aceștia din urmă scrie Dumnezeu cu Pavel că au chipul bunei credințe, însă tăgăduiesc puterea ei. Și îl sfătuiește pe Timotei și de aceștia să te ferești. Noi am ținut și cartea, adică Sfânta Scriptură, și puterea, adică semnele și minunile lui Dumnezeu prin sfinți, prin cruce, prin icoane, prin rugăciuni și prin toate sfintele taine. Oare pe prea sfânta născătoare de Dumnezeu s-o apărăm de huritor? Ea se apără destul singură. Pe patul de moarte, huritorii urlă de durere. Între noi era și un om botezat, care a călcat în picioare cu răutate icoanea prea sfinte născătoare de Dumnezeu. Înainte de moarte, a bolit boală îndelungată. Tot se apăra de cineva, lovind văzduhul cu mâinile. Ziua și noaptea striga, arapi, arapi, arapi negri, plecați de la mine. Când i s-a făcut molitvă către Maica Domnului, s-a liniștit. După aceea a început să plângă zicând, iată, a venit Maica Domnului și cu toiagul ei a lungat pe arap, pe dragi de la mine. Câteva zile a vărsat lacrimi, tot sărătând și mângâind icoana Maicii Domnului. Îți mulțumesc, Maica lui Dumnezeu, îți mulțumesc, Maica Domnului, tu m-ai iertat, șoptea încetat. Și cântând lin un cântec, s-a despărțit de noi cu vrednicie și seninătate. Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă întărească, fraților. Scrisoarea 69. Lingurarului Marinco, care întreabă dacă Domnul a mustrat-o pe maica sa. La nunta din Cana nu era vin de ajuns. Născătoare de Dumnezeu a văzut oaspeții mirați și pe stăpânul casei rușinat. Împinsă de milă și împreună pătimire, ea a cerut sfat și ajutor de la fiul său zicând, nu mai iau vin. La care Iisus i-a răspuns, ce mi-este mie și ție, femeie? Aceste cuvinte ale lui Iisus ți se par ție ca o mustrare și de aceea scrii și mă întrebi. Nu e mustrare, nu, căci dacă ar fi fost mustrare, Născătoare de Dumnezeu ar fi simțit-o într-o acel ceas mai tare decât noi astăzi. Și dacă ar fi simțit-o ca pe o mustrare, ar fi tăcut și n-ar fi mai rostit niciun cuvânt. Ea însă le-a spus îndată după aceea celor ce slujeau, orice vă va zice să faceți. Ce mi-este mie și ție, femeie? Aceste cuvinte sunt cuvinte de luminare, nu de mustrare. Domnul vrea să o lumineze pe maica sa, nu să o mustre. Din împreună pătimire, ea se gândea la trebuința mai joasă, trupească, a celor de față, adică la băutură, nu la cea mai înaltă duhovnicească. Ea dorea să fie toate în rânduială și după obicei, fără ca nimeni să fie întristat și rușinat. Iar el dorea să deștepte sufletele omenești adormite și să le vindece, prin credința în el, fiind ele bolnave. El s-a pogărât printre oameni ca să prefacă ființa noastră apoasă în vin și cenușa în foc. Născătoare de Dumnezeu cei drept voia ca fiul ei să facă un lucru bun oamenilor, dar lucru bun la care se gândește ea este cu totul neîndestulător. El vrea să facă un lucru bun oamenilor în această privință. Inima lui încuvințează inima Maicii sale, însă un lucru foarte mare potrivit măririi lui și de folos tuturor generațiilor până la sfârșitul lumii. Domnul voia să ajute duhovnicește pe oameni, de aceea venise să-i mântuiască. Pentru trebuința de o clipă anunții se putea împrumuta vin și de la vecini. În acea țară nu era lipsă de vin, dar însemnătate are nu vinul, ci minunea. Vinul beau oamenii și uită pe când minunea nu se uită.
Vinul ca trebuință trupească ține de împărăția pământească, în vreme ce minunea ca trebuință ține de împărăția cerurilor. Născătoare de Dumnezeu s-a gândit în acea clipă la primul lucru, Domnul s-a gândit la cel de-al doilea. Văzând clar văzătorul, limpede că gândurile Maicii sale se îndepărtase de gândurile lui, vrea să le smulgă din împărăția cea de jos și să le înalți la împărăția cea de sus. Ca atare se impune cu bunătate. Ce este de oște? Adică, ce este mie și ție, femeie? Adică noi suntem pentru lucrurile pământești sau pentru cele duhovnicești? Sfântul Ioan Gură de Aur scrie despre aceasta următoare. Acestea n-au fost cuvinte de certare a mamei, ci de economie, adică de zidirea împărăției cerurilor, atât în sufletul Maicii Domnului, cât și sufletele tuturor care vor fi auzit și citit cuvintele acestea. Adu-ți aminte cum i-a vorbit Iisus surorii lui Lazar: Marto, Marto, te silești și de multe te îngrijești, dar un singur lucru este de trebuință. Nici aceste cuvinte nu sunt cuvinte de mustrare, ci de luminare. Împărăția cerurilor e mai presus de lume, de toate grijile și ostenelile omenești, și toate aceste griji și osteneli trebuie îndreptate către această împărăție cerească. Dar de ce a zis Domnul femeie, nu mamă? Ca în acea clipă să arate mai dezlușit deosebirea dintre gândurile lui și gândurile ei, care dacă zicea mamă, nu ar fi luat atât de mult aminte la cuvintele de mai sus, nici nu ar fi simțit atât deosebirea dintre gândurile lor din acea clipă. Lui Petru a trebuit să-i dea o lecție mult mai tare, zicându-i: mergi înapoi a mea, Satanu, că nu ale lui Dumnezeu cugeți, ci cele ale oamenilor. Adică Petru gândea gândurile satane, sau lăsase pe satana să gândească prin el. Iar dacă ar fi zis: mergi de la mine, Petre sau omule, nici Petru, nici noi n-ar fi băgat de seamă prăpastia care îl despărțea de Domnul. Oare Născătoare de Dumnezeu l-a înțeles atunci pe fiul ei? Și oare a primit învățătura? Pe deplin. Îndată a încetat să-l mai sfătuiască pe cel ce sfătuiește și să-l călăuzească pe călăuzitor, pe cel ce călăuzește și este calea, adevărul și viața, ci s-a întors cu supune și smerenie la rolul ei, ca oamenii să-i pregătească cale. Drept aceea, ea se întoarce către cei ce slujeau și le grește: orice vă va spune să faceți. Adică îi aduce la Hristos ca să asculte cuvântul lui. Și Domnul, dacă le-ați fi spus să încetăm cu vinul și să ne rugăm, ei ar fi trebuit să asculte cuvântul Domnului, să înceteze și să se roage sau să se gândească la Dumnezeu. Și când cei ce slujeau au făcut tot ce le-a spus el, că Domnul le-a spus să pună apă în 6 vase de piatră, ea împreună cu tot aștepta cu sufletul cutremurat neașteptatul, adică minunea. Să ascultăm și noi pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, frate, să facem tot ce ne-a poruncit fiul ei. Stă în puterea noastră, iar când vom face ceea ce ni s-a spus, să așteptăm cu cutremur neașteptatul, adică minunea, lucrarea lui Dumnezeu. Și anume să așteptăm minunile de la el, minunea prefacerii omului trupesc în duhovnicesc, acelui pământesc în ceresc, a apei în vin. Pace ție și binecuvântare de la Domnul. Scrisoarea 70-a unui preot neortodox care întreabă de ce Dumnezeu pedepsește Rusia ortodoxă. Sunteți chiar sigur că pătimirea de acum a poporului rus ortodox este o pedeapsă de la Dumnezeu? Eu nu sunt sigur, mărturisesc. Iată, putem greși dacă socotim orice pătimire a unui individ sau unui popor ca pedeapsă de la Dumnezeu. Cele 3 cruci de pe Golgota ne fac prevăzători în prețuirea pătimirii cuiva. Oare Hristos a fost răstignit ca urmare a unei pedepse dumnezeiești? În lungul șir al pătimitorilor vedem și proroci și apostoli și mult drept strălucitor și drepte strălucitoare. Pătimirea lor, fără îndoială, nu a fost o pedeapsă de la Dumnezeu. Sau dacă au pătimit pentru păcate, nu pentru ale lor au pătimit. Și cel fără de păcat care a primit cele mai mari chinuri a fost chinuit, este adevărat, pentru păcate, însă nu pentru păcatele sale, ci pentru ale neamului omenesc. Pătimirea Sfintei Rusii este oricum pentru păcate, dar pentru ale cui păcate? Asta ar trebui să vă întrebați. Vă amintiți, alesule cunoscător al Sfintei Scripturi, cum le-a tâlcuit Domnul evreilor pieirea celor 18 oameni peste care s-a prăbușit turnul din Siloam?
a zis că n-au pierit pentru că erau cei mai mari păcătoși și cei mai vinovați dintre toți ierusalimitenii, ci pentru ca pieirea lor să-i preîntâmpine pe păcătoși și mai mari ca ei. Nici pe departe nu erau ei cei mai păcătoși. Nu, ci zic vouă, dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri așa. Luca 13. Oare Rusia e cea mai păcătoasă țară ca să fie supuse dintre toate țările la cele mai grele pătimiri? Pentru întreaga lume sunt limpezi două lucruri. Primul, că poporul rus arde în focul chinului care cânt cei trei tineri în cuptorul din Babilon. Și al doilea, că teoriile materialiste și atee care au pus focul acesta în Rusia n-au luat naștere în poporul rus ortodox, ci în popoarele neortodoxe. Tot restul e o taină a proniei lui Dumnezeu. În această taină înfricoșătoare nu putem pătrunde adânc. Putem căuta o comparație pentru chinul Rusiei în dreptul și mult pătimitorul Iov, a cărui pătimire a folosit atunci și folosește acum foarte multora. Putem vedea în chinuirea Rusiei un semnal al lui Dumnezeu pentru celelalte popoare ca să se păzească de materialism în teorie și în practică, în gândire și în faptă. Toate spiritele nobile ale lumii au arătat de-a lungul întregului veac trecut caracterul nebunesc și pierzător al acestor teorii. Însă cuvintele nu au putut convinge. Ca atare a fost îngăduită grozăvia acestor teorii în practică. După cum turnul Siloanului s-a prăbușit cândva peste cei 18, așa și turnul modern al tuturor ideilor și teoriilor mincinoase, atee, s-au prăbușit peste marele popor rus, ca neamul omenesc să vadă, să se dezmiticească din aceste teorii nimicitoare și de suflet pierzătoare. Dar cine s-ar încumeta să spună că acest tur modern al minciunii s-a prăbușit peste Rusia, fiindcă Rusia este cea mai păcătoasă dintre toți? Eu parcă aud preîntâmpinarea lui Hristos și în zilele noastre. Nu! Și zic vouă, dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri așa, popoare și neamuri. Pe lângă această preîntâmpinare a Domnului, mai putem lua învățătură și din exemplele trecutului lumii. Nici o revoluție nu se termină cu ce începe. Asta ne învață istoria. Adeseori, ceea ce este nimicit și prigonit la început de către revoluție, ajunge în cele din urmă să precumpănească și să triumfe. Lucrul acesta este valabil necondiționat și pentru credința lui Hristos, prigonită, dar neizgonită, scuipată, dar nemurdărită, bătută, dar nu omorâtă. Și este limpede că nici misiunea slavă, nici cea mondială a Rusiei nu stă în ceea ce face acum Rusia, ci în ceea ce va veni la sfârșitul revoluției. În orice caz, lumea trage un folos nemăsurat de pe urma chinurilor de acum a poporului rus în foc. Iar poporul rus va ieși fără îndoială din acest foc mai sfânt, mai puternic, mai slăvit decât a fost vreodată. Nici fierarul nu bagă fierul în foc pentru a-l pedepsi, ci pentru a face din el ceva mai bun. Socotim și credem că făcătorul poporului rus nu a lăsat acest mare popor în focul pătimirii ca să-l pedepsească și să-l omoare, ci ca prin pilda lui înfricoșătoare să preîntâmpine și să cumințească celelalte popoare, iar pe el, poporul rus, să-l proslăvească foarte înaintea cerului și a pământului. Pace dumneavoastră și sănătate de la Dumnezeu!